Ce dor mi-a fost de tine! Ce vijelios ești! Și cu mine cum rămâne? Vrei să te sărut și pe tine? Also, willkommen daheim. Deci, bine ai venit acasă. Ich trinke auf dich. Maestre, beau pentru tine. Noroc! Andy, ich brauche deine Hilfe in einem besonders schwierigen Fall. Andy, am nevoie de ajutorul tău într-un caz destul de greu. Unul dintre oamenii noștri lucrează pentru mafia. Ai destule cunoștințe până acum și am nevoie de o figură necunoscută. Tată, te rog, ai răbdare și discutați problemele voastre aprinse după masă. Are dreptate. Discutăm mâine mai departe. Și acum să mâncăm. Andy, pentru noi. Nu mi se pare corect. Andy de-abia a venit și deja mi-l luați. Lasă-mă să mai spun câteva cuvinte. Jerry, tu m-ai descoperit. Mi-ai făcut curaj pentru lungile probe. Și tu, maestre, de la tine am învățat să-mi stăpânesc puterile. Fără Jerry și fără tine, n-aș fi astăzi aici. Într-un singur cuvânt, mulțumesc. Ah, vremea asta nesuferită nu se potolește. Charlie, vrei să te conducem? Nu, mașina mea este în colț. Pe mâine. Tată, mă duc cu Andy să-i arăt hotelul. Bine, pe mâine. Îți voi arăta hotelul și tu îmi vei arăta camera ta. Ei, cum e? Hai, spune nu. Nu. Cine este? Îl cunoști? Nu. Rămâi pe loc. Urci, răpire, trafic de droguri, din septembrie închis. Condamnat la moarte. Der Täter wurde vor drei Monaten hingerichtet. Făptașul este de trei luni închis. Ich verstehe das nicht. Jerry, nu înțeleg. Nimeni nu are acces la aceste date. Când cineva este condamnat la închisoare și totuși în același timp omoară, înseamnă că în pușcărie este ceva putred. Hey. Nu mai bea atât.
Dacă ți se pare că ai de ajuns, du-te acasă. Am eu în rest grijă. Cum vrei? Un cap fort. Și capul Ciao. Sus. Ciao. Ciao. Ceea ce ai tu nevoie, ai nevoie de o bătaie. Ei, lasă-o în pace. Ei, micuțule! Dachte, du kannst auf dich aufpassen. Credeam că poți să ai grijă de tine. Du hast doch gesagt. Tu ai spus doar. Wir sollten uns das Gefängnis vornehmen. Trebuia să verificăm pușcăria. Exact asta vreau să fac. Verstehst du? Înțelegi? Und wenn es schief geht? Și dacă nu iese? Dann geht's schief. E, atunci nu iese. Und was soll ich Sally sagen? Și ce să-i spun lui Alice? Sag ihr überhaupt nichts. Nu-i spune nimic. Altfel își va face griji. Also gut. Du bist verurteilt wegen Körperverletzung. Bine, ești condamnat pentru lovituri. Ai 8 luni. Zu deiner eigenen Sicherheit habe ich deine Identität nicht gelüftet. Pentru Niemand siguranța ta nu am dezvăluit identitatea. Du bist allein. Ești singur, împotriva tuturor. Uite, ține. Regulile interioare trebuie să le știi. De azi înainte tu reprezinți un număr. Fără lovituri, pentru fiecare bătaie 10 zile. Culcarea și scularea la ore fixe. Pentru fiecare greșeală 10 zile pedeapsă. Peste ora 8 este fumatul interzis. În fiecare sâmbătă se schimbă lenjeria de pat. Tu trebuie să te ocupi de curățenia celulei. Asta este celula ta. Gata, acum s-a terminat spectacolul. Îmi pare rău, patul de deasupra este al meu. Tu dormi de deasupra. În locul tău a stat un trădător. Nu a putut să reziste și s-a spânzurat. Hey, bist du zum ersten Mal hier? Ești pentru prima oară aici? Du brauchst Freunde hier drin. Also stell dich nicht so stur. Ai nevoie de prieteni aici, deci nu sta așa tăcut. Hai, ia-o. Charlie. Ich heiße Andy. Charlie, numele meu este Andy. Controlul de seară. Stinge țigările. Chiar și aprinsă. Îmi place. Cum stăm cu pariurile? 20 la 1 dacă 30 de secunde poate să reziste. Charlie, nu înțeleg. Noi avem o regulă aici. Cel care vine pentru prima oară ruptă cu cel mai bun dintre noi.
Nu te teme. Andy, steige an! Wir setzen auf dich! Andy, fii atent! Am pariat pe tine. Dacă ai să câștigi, pariurile sunt 20 la 1. Vei câștiga. Ridică-te! Ridică-te, încă 10 secunde! Oh, ai câștigat! O scrisoare de la fiul tău. Mama mea s-a recăsătorit și acum este el în internat. Dar mama la sfârșit de săptămână îl lasă singur. Hey, Chef, ist der Wein gut? Da ist doch bestimmt noch was von dem Fleisch. Ei, Chefule, este vinul bun? Sie wissen doch, ich bin ein... Nu vrei niște carne de la bucătărie friptă? Știi că sunt un bun bucătar. Ei, lasă-l să intre, este șeful nostru bucătar. Sieh ruhig zu, da kannst du was lernen. Wieso? Fii atent, poți să învăți ceva. Ich bin vielleicht ein lausiger Verbrecher, aber ich bin ein erstklassiger... De ce? Da kannst du dich weiterbilden. S-ar putea să fiu eu rău, dar sunt cel mai bun bucătar. E, un bun polițist câștigă mai puțin decât un bucătar. E, și te rog atent. E, la început ceapa. Apoi carnea. E, apoi... Piper. Încă puțin piper. Hei? Miroase bine, nu? Oh, e gata?
Mal Gruß. Gruß, Otto. Hey, Kollege. Hast du mal Feuer? Hey, Kollege. Hey. Ai cumva un foc? Mulțumesc. Also diese Nachtschichten, die machen mich wirklich fertig, doch. Ah, serviciul ăsta de noapte mă termină. Meine Frau kann nur im Dunkeln. Cel mai rău este pentru soția mea. Was ist, du zitterst ja? Ce ai de tremuri? Picioarele mele sunt un pic reci. Ai răbdare. Te prind eu. Oprește. Hai, hai, dă-te jos. Toată lumea să coboare. Ce s-a întâmplat? Nu te cunosc de undeva? Exact, micuțule. Hättest du mich früher mehr essen können, dann hätte der jetzt deine Kleider und nicht meine. Ah, dacă nu mă refuzai atunci, puteam să ne păstrăm acum hainele. Dua. Tată. Tăticule. Tată, mai cu tine în următoarea călătorie pe mare? Mai târziu? Limuzina urmărită am zărit-o îndată. Ultimele date sunt. Așteptăm întăriri. Sei fleißig und schön brav. Ich komm bald zurück. Să fii cu minte. Mă întorc curând. Papa, die sehr lieb. Tata te iubește mult. Acum trebuie să pleci. Dar nu vreau să mă întorc în acest idiot internat. Un marinar care pleacă și nu se mai întoarce nu e un marinar. Nu pot rămâne cu tine. Bine, acum număr până la 3. 1, 2, 3. Mâinile sus, nicio mișcare. L-am prins pe făptaș, acțiunea încheiată. Voi de acolo, de sus, să nu uitați niciodată.
ești mai puțin decât un câine, iar acum îți vei cere iertare, ai înțeles? A, cereți iertare la el. Haide. N-am vrut să fac asta, te rog, iartă-mă. Al dracului de câine ce ești. Cred că îl cunoașteți pe domnul acesta. Vrea să vă ofere o afacere. Pierde totdeauna cel care e mai puțin bun. Mai gândiți-vă. Vă pot aduce mulți bani. Ți-a plăcut? Ai fost formidabilă. Descalță-te. Du weißt doch, dass ich so hohe Absätze nicht mag. Știi bine că nu-mi plac tocurile atât de înalte. Ich scheine in Form zu sein. Ja, se pare că sunt în formă. Gândește-te înainte de această lovitură. Am venit prea târziu? Nu faci așa un chip trist. Când zâmbește, lu-și mult mai drăguță. Te rog, zâmbește din nou. Deja mult mai bine. Hai să mergem. Ei, cum rămâne cu înțelegerea? Care înțelegere, mincinosule? Lasă-o. Să ieșim. Ajutați-mă! Der Messerstich hat die Magenwand verletzt. Eine Operation würde sie $10.000 kosten.
Operația ar putea să coste foarte mult. Nu se știe dacă va scăpa după operație. Vă fac rost de bani. Trebuie să operați. Telefonezi din nou? Nu. Eu am ieșit din joc. Ce e cu tine? Continui. Vreau să văd. Bine. Cred că am câștigat. Distracție plăcută încă. Vreau revanșa. Îmi pare rău, mă grăbesc. Fratele meu spune că joci fals. Nu lăsa să iasă. Am nevoie de banii ăștia, așa că nu mă opri. Îți aparțin. Un telefon pentru tine, șefule. Hello? Mulțumesc. Nu. Liniște. Nu puteți să treceți. Este fratele meu. Cine a fost? Ticălosule, am să te prind. Încetează cu plânsul. A, el e deja mort. Ei, micuțule, aici sunt câteva reguli. De astăzi reprezinți un număr. Când vei uita numărul, înseamnă că primești 10 zile de carceră. Nu trebuie să te bați. Care-te? Charlie, wie stehen die Wetten für heute? Charlie, cum stau pariurile astăzi? Nu sunt pariuri. De ce nu? Lung hat Iron Balls Bruder getötet. Chipola l-a omorât pe fratele lui Ant. Dem Ghost Shadow Clan. Iron Ball hat Lin befohlen, Lung hatte zu töten. Care face parte dintr-un clan și ceilalți se tem să facă pariuri. Yeah, yeah, yeah.
Schneider! Ganz ruhig! Was ist hier los? Liniște, ce se întâmplă aici? Lass mich los! Lăsați-mă în pace! Cei doi au vrut să mă ucidă! Lass mich los! Lasă-mă, ai auzit? Trebuie să mă răzbun, lasă-mă în pace! Duceți-l la infirmerie. Verzeihung, Sir. Aber die wollten Lung umbringen. Iertați-mă, domnule, dar ei au vrut să-l ucidă. Er lügt. Er hat sich mit Lung gestritten. Minte. El s-a bătut cu el. Noi am vrut doar să-i despărțim. Eu spun adevărul. Tipul ăsta are un cuțit. Du hast gelogen. Ai mințit. Nein, das hat er nicht. Nu, n-a mințit. Andy hat Ihnen die Wahrheit gesagt, Sir. Andy v-a spus adevărul. Cuțitul este aici. Vermutlich hat dieser Mann die Spielregel nicht verstanden. Se pare că omul acesta n-a înțeles regula. Einzelhaft. Vorwärts. Trimite-l în celulă. Înainte. Sie schreiben einen Bericht. Ja, Sir. Să-mi faci raportul. Da, domnule. Sie dürfen jetzt raus, Joe. Aveți voie să ieșiți acum. Und Joe? Și Joe? Merken Sie sich eins. Rețină o treabă. Hier im Knast. Aici, în pușcărie. Herrsche ich nicht, Ihr Gott. Eu sunt Dumnezeul. Sie herrschen nicht, sie unterdrücken. Nu sunteți. Weil sie Angst verbreiten. Dumneavoastră doar impuneți. Pentru că vă temeți. Nimic mai mult. Ah, maestre, sunteți din nou printre noi. Fraților, noi nu ne predăm niciodată. Holt ihn rein. Adu-l înăuntru. Meister, Sie haben mich rufen lassen. Maestră, m-ai căutat. Așează-te. Wie ich höre, erkundigst du dich überall nach Ruhe. După cum am auzit, tu apere adevărul. Du hast auffallend starke Hände. Nici nu ai mâinile puternice. Oder Polizistenschweine. Ich höre eher auf letzteres. Sau ești un porc de polițist. Vă jur că nu sunt un trădător. Cred că acum ai să-ți deschizi gura. Am învățat să trag în armată. M-am antrenat foarte mult.
Îl caut pentru că el îmi datorează foarte mulți bani. Minți. Dacă țip, vor veni paznicii. Nu știu dacă am să mai pot rezista mult, fără să strig. E bine. Dacă el într-adevăr îți datorează bani, te voi dezamăgi. Este mort. Ai avut ghinion, n-a lăsat nimic în urma lui. Aici mai este un loc. Te-am tăiat deja, Carmen. Ce-i cu mâna ta? Ich habe mir die Finger in der Tür geklebt. Willst du mich verarschen? M-am prins mâna la ușă. Respect, aber den wirst du lernen, du bist fertig. Vrei să mă minți? Pentru minciună să știi că se pedepsește. Danke, Meister, ich möchte nichts. Ich habe keinen Hunger. Mulțumesc, nu vreau, nu mi-este foame. Was ist, schmeckt's nicht? Ce, nu-ți place? Bring mir den Reiskopf, du Potter. N-am poftă. Adu-mi, te rog, castronul cu orez. Imediat, domnule. Cară-te de aici, hai repede. Und was jetzt? Eine Rebellion? Ei, și acum? Ce? Überlegest du? O răscoală? Gândește-te. Sau mănânci, sau dacă nu... Dacă îmi permiteți, mănânc și eu. Am venit să muncim, nu să ne recreăm. Drumul trebuie în seara asta să fie gata, sau nu veți primi nimic de mâncare. Și dacă terminăm mai devreme, primim porție dublă? Strada trebuie să fie gata și acum la muncă. Ei, Andy, nu e niciun motiv să te agiți atât. Trebuie să le arătăm ce putem.
gibt ja einen Kerl, der würde gerne Hase heißen. Ia uitați-vă, e un tip aici care vrea să se numească Iepure. Hai, la treabă. O să reușim. Mai repede. Ne? Puțină apă. Sunt nebuni. E amuzant. Haideți, băieți, aproape că am terminat. Sunt gata într-adevăr. În 3 ore. Sieht er nicht aus wie ein Hase? Arată el ca un iepure. Haide, înăuntru cu tine. Und? Și? Hast du deinen Sohn gesehen? Ți-ai văzut fiul? Da. Habe ich. L-am văzut. Du wirst überrascht, wie groß der Junge inzwischen geworden ist. Ai să fii surprins cât de mare a crescut între timp. I-am promis că am să-l vizitez din nou. Wenn du wieder geschnappt wirst, verbringst du den Rest deines Lebens im Knast. Data viitoare trebuie să te gândești mai bine. Dacă ai să fii din nou prins, vei putrezi în închisoare. N-am să mai fiu prins. Am să plec cu fiul meu în Filipine. Acolo viața este mai ieftină și voi construi o casă pentru fiul meu și pentru mine. Și poate am să găsesc o femeie. O femeie frumoasă pe care fiul meu să o iubească. Eu cred că am să merg cu tine. Filipine? Ești într-adevăr o ciupercă norocoasă. Puneți-vă ochelarii. Nu are nimic pe ea. Curățați-vă ochelarii. Nu poate să fie adevărat. De ce trebuie să fiu așa de orb? Cred că am nevoie de un bărbat puternic. Bună ziua!
Hai să vedem ce putem face. V-ați lovit? Nu, nu, doar am căzut. Automobilul nu stă bine. Ar trebui mutat un pic. Deci, ultima posibilitate pentru a paria. Hai să vedem cine câștigă. Faceți pariurile. E, micuța cu auto astăzi era ceva deosebit. Ah, când i-am schimbat roata, n-am avut nevoie de nimeni. Mai repede, mai repede! Hai, hai! E, a fost așa de frumos? Hei, Eddie, ne datorezi încă două. Două? Ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hei! Hai, să mergem. Ich habe gehört, dass du Ironballs Bruder umgebracht hast. Am auzit că pe fratele lui Ironballs l-ai ucis. Aber hier bestimme ich die Regeln. Dar aici stabilesc eu regulile. Și prima regulă este? Unter Gefangenen keine Blutrache. Aber das heißt, între cei închiși nicio răzbunare. Da, da, sângele fratelui trebuie răzbunat. Dă-mi încoace. Ich werde für ihn bluten. Das reicht. Eu voi sângera pentru el. Ajunge. Andy, hast du irgendwo meine Maus gesehen? Andy, ai văzut pe undeva șoricelul meu? S-o fi dus să se culce, pentru că era obosit în urma cursei. E, astăzi pentru tine este o porție specială. De ce? De ce? Ce ți-a făcut, nenorociților? Mi-a ucis șoricelul. Luați-i. Du-te și ado. Măgari. Aha.
Hier, kannst du haben, ich habe keine Hunger. Ja, ich mănâncă, mir nu mi-este foame. Verzeihung, Sir, ich muss mal austreten. Scuzați-mă, domnule, trebuie să merg într-un loc. Trebuie exact acum să fie. Bine, du-te, dar trebuie să te văd unde ești, ai înțeles? Da. Trage. Hei, sunt aici, sunt aici! Nu trage, te rog, pentru că durează un pic. Trebuie să miști tot timpul tufișul ăla, porcule. Totul e în regulă, bine, bine. La dracu, veniți cu mine. So ein rafinierter Hund. Ja, așa un câine rafinat. Los, sucht ihn! Căutați-l. După ei, după ei, nu-i lăsa să scape. Kannst du auf eins der Boote gehen? Mâine dimineață poți să mergi pe unul din vase. Dein Sohn hat sich den Arm gebrochen. Jetzt ihm besser. Am auzit că fiul tău și-a rupt un braț. Îi merge mai bine? Încă 2-3 zile și am să-l pot lua cu mine. Bald ist Weihnachten. Timpul trece repede. În curând sunt sărbătorile de iarnă. Da, Crăciunul. Trebuie să fugi. Hai, fugi. Nu pot. Dacă am să plec, vor avea un motiv să mă împuște. Nu trebuie să risc așa ceva. Pentru că fiul meu are nevoie de tată. De ce l-ați ucis? Ați făcut-o intenționat. A încercat să fugă, de aceea l-am împușcat. Am să le spun tuturor. E, atunci mă voi ocupa în primul rând de fiul tău. E, și le voi mai spune că tu l-ai trădat pe John. Hai, tinere, hai. Sculați-vă, hai, hai, hai. Un, doi, un, doi. Haideți. A, mereu, mereu la fel. Vedeți ce se întâmplă dacă nu sunteți cuminți. Nu a respectat programul. Eddie a fost de vină și acum își regretă fapta. Suntem, bineînțeles, și noi înțelegători. De aceea Eddie nu va fi pedepsit.
Iss nicht so viel Kartoffeln, das macht bloß krank und ich erwarte dich bald zurück, Charlie. Nu mai mânca atât de mulți cartofi, pentru că asta te îmbolnăvește și noi te așteptăm în curând înapoi, Charlie. Șefule, bătrânul Boss este afară din pușcărie și te așteaptă. Haide, vorbește. Cel care l-a ucis pe fratele tău trăiește încă. Toți pușcăria și-l apără. Și oamenii mei au încercat, dar nu au reușit. Unchiul Yu are nevoie de ceva bani. Ocupă-te de el. Ce a spus? Hai, spune. Lung trăiește încă. Oamenii noștri n-au reușit. Nu. Ich will meine Rache. Vreau răzbunarea, și eu. Brauchen Sie Feuer? Ich komme sofort. Aveți nevoie de foc? Vin imediat. Yes. Aici, domnule. Apă proaspătă. Nehmen Sie doch noch etwas Fleisch zu. Mai luați puțină carne, domnule. Diese Fliegen sind Ach, muștele astea sunt insuportabile. O cobra. Gewehr. Arma. Fuge! Nu, nu! Ich glaube, er ist tot. Cred că a murit. Los, holte raus. Hai, scoteți-l! Și chemați o ambulanță. Da, domnule. Pușcăriașul de Lua a încercat din nou să evadeze și nu și-a îmbunătățit comportamentul deloc. Datorită activității lui a murit un polițist, de aceea este condamnat la moarte. Vă rugăm toată lumea în rând și prezentați actele. Eu nu am acte la mine. Hello, Sarge. Was ist denn das? Bună seara, sergente. Ce se întâmplă? O razie. Es gibt da gewisse Leute, die sagen, dass ihr Laden so viel Umsatz macht. Sunt unii oameni care spun că se întâmplă lucruri necurate aici. Da? Există? Da, tocmai de aceea facem o acțiune de rutină.
schöner Laden. Wäre sehr schade, wenn in einen so zwielichtigen Ruf geriete. Ar fi păcat să fie adevărat. Also gut. Deci, bine. Cât vreți? 5000 und 2-0. 5000 și cu încă 2-0. Kein Problem. Nicio problemă. Vom rezolva asta la mine în birou, în regulă? Also. Deci. Und, was will er? Și ce vrea el? Du wirst ihm einen Scheck über 5000 ausstellen. In Ordnung. Ne, vei completa în cecul meu 5000. În ordine. Das nenne ich prompte Bezahlung. Asta mi se pare o plată rapidă. Da, și astfel rămânem prieteni, nu? Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann? Ar mai fi ceva care aș putea să fac pentru dumneavoastră? Nein. Nu. Mit dem kleinen Taschengeld bin ich erstmal zufrieden. Cu puțin, acești puțini bani sunt deocamdată mulțumit. Sollten wir uns vielleicht zusammensetzen, ob wir nicht in Zukunft... S-ar putea să mai fie nevoie să stăm de vorbă în ce privește viitorul. E, mai vin mâine. Ce aveți de gând? Vă rog, vă rog, nu, nu, încă o dată nu. Nicio problemă. Tut mir leid. Îmi pare rău. Aber es ging nicht anders. Dar nu merge altfel. Ich muss dringend ins Gefängnis. Trebuie să ajung repede în pușcărie, ai înțeles? Den Check. Dă-mi cecul. Eine halbe Million. O jumătate de milion. Minus 2-0. Minus 2-0. Also dann, auf gute Zusammenarbeit. Luați-l și sperăm să colaborăm frumos. Deci... Luați-l, dacă sunteți de părerea asta, domnule. Sfârșitul acțiunii. Mergem. Un moment. Acum afacerea ți aparține ție, da. Mult noroc. Tinere, trebuie să respecti niște reguli. Tu reprezinți un număr. Dacă vei uita numărul, primești 10 zile de carceră. Bătaia este pedepsită. Dacă nu ești la oră fixă în pat, vei primi 10 zile de pedepsă. În timpul liniștii de peste noapte este fumatul interzis. Cine în timpul mesei vorbește sau nu-și face curățenie, va fi iarăși pedepsit. Asta este celula ta. Nenorocitul a trăiește încă. Ce ați făcut? Acest Joe. Joe e mort. Hai, ia. M-am bucurat mult pentru tine. Pentru moartea fratelui tău îmi pare rău. A fost un accident. Pentru asta nu va... Nu va trăi iarăși mai departe, nu? De fapt, vreau să mă distrez un pic cu prietena ta. Dar când a ieșit din spital, era deja moartă. Minți. Sie haben es dir nicht gesagt, weil sie dachten, du drehst.
Nu au vrut să spună pentru că s-au gândit că mai este sinucizi. Și pentru că eu îți spun acum, o fac pentru că sigur vei muri. Eu pariez 5. Ai, ești un trădător. Sau ți-e teamă? Omoară-l! Ridică-te, ridică-te, ridică-te! Hai! Nu, nu! Nu-l omoară! Nu! Haide! Omoară-l, termină-l! Dați-vă la o parte. Dacă veți apăsa pe trăgaci, vă voi spune. Luați-l de aici. De ce m-ați chemat?
Hai băieți, încercați-vă norocul. Dacă aveți noroc astăzi, veți avea un an întreg. Haide, haide, încercați-vă norocul. E, încercăm? Dar nu prea am bani. Alaska e destul. Mă duc să-mi iau din celulă. Grăbește-te un pic. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? La dracu! Charlie! Charlie, așteaptă! Ucigașule! De ce? De ce? Lăsați-mă! Lăsați-mă pentru că l-a ucis pe Charlie! Luați cadavrul de aici, da, domnule? Nu, nu, n-am vrut să-l omor pe Charlie! Sunt nevinovat, nu vreau să mor. Der Gefangene Andy White hat durch sein Pușcăriașul Andy High se face vinovat de provocarea unei revolte și uciderea unui sergent. Pentru aceasta este acuzat la moarte. Das sind Fotos von ihrer Beerdigung. Sunt fotografiile de la mormântarea ta. Hier, ihre Sterbeurkunde. Aici, este actul de deces. Ihre Hinrichtung war seit langem geplant. Sie ist ihre Eintrittskarte in unsere. Toate astea au fost de mult plănuite. Wir beobachten sie schon eine Weile. Sie sind ein. Vă urmărim de o lungă vreme. Sunteți un om deosebit. Es gibt da Leute, die zu mächtig für uns geworden. Noi lucrăm pentru mafia și sunt oameni care au făcut treburi bune pentru noi. Noi folosim oameni care sunt morți. Organizația noastră
este organizată cu oameni foarte buni. Regimul nostru are deja un contract pentru dumneavoastră. Dacă vă veți achita onorabil, veți primi bani și un pașaport cu o nouă identitate. Gândiți-vă, în moment sunteți un om mort și puteți rămâne. Contractul tău este de a prinde pe traficanții de droguri. Știm că de bunăvoie vă veți prezenta la proces. Vor ieși la iveală anumite lucruri neplăcute. Dar, pentru siguranța statului nostru, suntem obligați să executăm pe acești oameni. După ce va fi dat publicității acest fapt, veți găsi actele și veți fi pus în libertate. Fugi! Ce mai aștepți? Haide odată! În acea mașină este o bombă! Andy, sub dulap. Bitte nicht schießen. Te rog, nu mă împușca.
tași din gură. Te rog, te rog, fără trucuri, ai înțeles? Da. Vă rog, vă rog să nu trageți, altfel mă împușcă. Am nevoie de un avion ca să poată să zboare. Atenție, nu trageți, eu îi vreau în viață. Bine, veți primi ceea ce vreți. Pregătiți avionul și lăsați drumul liber. Hei, nu dormi, mai departe. Vă rog, nu dormi, nu trageți. Acești oameni ies acum afară. Să faceți numai ce spun ei. Da, dar trebuie să fiți foarte atenți. Haide! Așteptați-mă! Dacă n-am să reușesc, vă rog să aveți grijă de fiul meu. Ce? Tași din gură și mișcă-te. Cum? Repede, repede! Îi vreau în viață! Dă-i drumul, haide! Aici, băieți, repede! Trebuie să rulez mai încet, că nu prind! Hai! Căutați cumva asta? Agent NDY meldet sich vom Einsatz zurück. Agentul NDY se reîntors. Erstklassige Arbeit. Da, este o muncă clasică. Îți merge bine? Sie arbeiten mit toten Verbrechern. Lucrați cu trupe de trădători. Nu e rău gândit. Dar cu mine nu a funcționat. Bucură-te însă, trăiești. Iar din punct de vedere financiar, discută cu mine. Ce zici? Să discutăm? Înainte de asta vreau să știu care a fost motivul pentru execuție. Noi doi, eu și Joe, am fost parteneri și el a vrut să mă vândă. Mi-a ajunsese întrucâtva pe urme. Fără asta nu merge.
Das hier ist für Sie. Aceștia sunt pentru tine. Când vrei, poți să ai mai mult. Fără nicio grijă. Nu-i vreau. Prea mulți au trebuit să moară pentru asta. Ei, nu te crede un sfânt. Ăștia sunt importanți. Multă lume moare în fiecare zi. Da, și tu vei muri și nimeni nu va regreta după tine. Acum vei afla pe propria piele cum este. Andy, nu. Thank you.